Doi tineri din Cluj-Napoca au fost arestați vineri pentru 30 de zile de un judecător de la Tribunalul Cluj sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. Cei doi tineri, unul de 18 ani și altul de 19 ani, fusese re reținuți pentru 24 de ore ieri de procurori. La data de 9 mai 2018, procurorii Dicot Cluj, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj, au surprins în flagrant pe inculpații Petruș Călin și Dămăcuș Bogdan Radu, în timp ce încercau să intre în posesia unui colet ce conținea chituri de creștere a ciupercilor halucinogene, dar și alte bunuri în legătură cu traficul de droguri au transmis procurorii de Cod. La perchezițiile care au urmat, procurorii au găsit cantități impresionante de droguri. Cu ocazia perchezițiilor efectuate la data de 9 mai 2018 pe raza localităților Cluj-Napoca și Florești au fost identificate și digate cantități impresionante de cannabis, ouă de hașiș, cocaină, peste 150 de pastile de ecstasy, ciuperci halucinogene în diferite stadii de dezvoltare, amfetamină, cantități ce însă nu au putut fi centralizate din motive obiective legate de multitudinea de droguri, instrumente folosite la traficul și consumul de droguri și bunuri purtătoare de urme de droguri, mai arată anchetatorii. Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciare din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj și cu jandarmii din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Cluj.